Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Trebuie să încep printr-o precizare sau o sumă de precizări în legătură cu discursul, în legătură cu ceea ce am spus în pastila anterioară despre o corespondență a unei, nu știu, corespondență RRA, Radio România Actualități, Postelnic, Elena Postelnicu de la, din Italia. Nu întâmplător m-am oprit asupra ei, deoarece Radio România Actualități are mai mulți, are corespondențe în diferite țări, mie cel mai mult îmi place de Beleavski și n-am înțeles, sunt angajați, sunt pensionari, sunt neamuri de ale conducerii RRA. Oricum, în timpul pandemiei, ea n-a fost o angajată a Radio România Actualități, ci a statului italian. În cazul de față, mie mi s-ar fi părut unor ca un jurnalist să arate că, nu știu, femeile din Roma sunt îngrijorate că n-au apă. Toată acea poveste cu românca din centrul Romei care avea o inițiativă ca femeile să nu se spele de două ori la coafor pe cap, m-a revoltat pentru că am regăsit aici două lucruri. Unu, presa proletcultistă pe care cei de la Radio România Actualități o fac cu o mare entuziasm. Chiar în seara asta au corespondent și în fiecare județ. Foarte bună idee, a fost foarte interesant. Numai că acești corespondenți, unii dintre ei, au devenit oameni ai locurilor. Dacă corespondentul de la satul mare, Ilie Pintea, deja s-a provincializat, adică vorbește ardelenește, nană, mamă, dadă, s-au însurat, s-au căsătorit, s-au bunicit, nu mai văd știri din diferite județe decât din acestea de ziar județean de pe vremea Partidului Comunist. Pe acum l-au trimis din nou pe Ilie Pintea la Cernăuți și am văzut la ei emisiunea Radio România Actualități, nu știu, ceva Lumea Globală, ceva sinistru așa. Și vorbea Ilie Pintea de la Cernăuți despre mobilizarea anunțată de Zelenski de 1 milion de persoane care se pornească o contraofensivă. Păi nu era nici de la Kiev, era de la Cernăuți. Să lăsese omul până la Cernăuți să ia și el o legătură de usturoi când l-a trimis nevasta, că bănesc o fi mai ieftină și ce rost avea. În cazul de... Așa, și să mă întorc. Deci este o chestiune proletcultistă, pentru că în perioada presiei proletcultiste din România, în loc să spună guvernul, RPR, partidul PMR, care era Partidul Muncitorilor Români, a decis ca de mâine toți muncitorii să... Nu, ca de mâine muncitorii să... programul de lucru al întreprinderilor să se mărească cu o oră. Bun, a decis. Nu. Ei simțeau nevoia cei de la Scânteia, ca și Elena Postelnicu, să facă o frecție din aia. Dacă îți mărește programul de lucru, te enervezi. Nu, toți cei întrebați din reportajele Scântei erau, unu, entuziasmați, de-abia așteptau să mai muncească încă o oră și ba, chiar și aveau dialoguri de genul ăsta. Ba, sunt de acord să muncesc 3 ore dacă de dragul tovarășului Stalin. Deci, și în al doilea rând, această corespondență prefațează, anunță ceea ce s-a întâmplat în pandemie. Adică, în loc, Occidentul se va confrunta, ca și noi și cei din Occident, se va ne confrunta cu criză, criză energetică, criză alimentară. Da. În asemenea momente, vine statul, șeful statului sau primul, spune, stimați italieni, italienci, este apă,
cum să nu avem apă, pentru că e secetă sau nu ne mai dat rușii gaz, în consecință mărim prețul apei la de 4 ori. În momentul în care mărești prețul apei de 4 ori, ăia de la coafură, inclusiv românca plină de inițiative civice din centrul Romei, coafeze, ca toate coafezele, și pă, am două posibilități. Când vine o clientă, spun, sunt două posibilități. Să plătiți, să vă spăl de 2 ori pe cap și să plătiți dublu, sau să vă spăl o dată, să plătiți o singură dată. Și ce se rezolvă. Din aia că s-au adunat și clientele erau entuziasmate că nu se spală, mi s-a părut o chestiune absolut jenantă, da? Unii din cei care se uită la mine nu au înțeles. Cineva mi-a trimis și a zis că cum jignesc eu pe turcoaice că nu se spală. Nu a spus că în serialele care se petrec înainte de Suleiman Magnificul, deci înainte chiar de Cucer Constantinopol, n-am văzut personaje care se duc la baie în sensul ăsta. Sigur că se spălau, că nu erau nespălați. Sigur, cineva se dă om de cultură, îmi spune cum erau la Roma. Ce știu, erau băi, ăla, terme. Am înțeles. Eu am spus însă că se va crea, v-am avertizat, că deja am văzut și în România, deci statul român, ca să poată să, în loc să vină și să spună Ciucă sau Iohannis, domnule, gata, ori raționalizăm, ori creștem prețul. Cel mai bun instrument de economisire de pe planeta asta, de la omul primitiv încoace, este creșterea prețului. Dacă pe omul ars la buzunar, nu mai consumă. Dacă faci pâinea, nu știu cât e acum, 1 euro, să zicem, și o faci 2, oamenii nu o să mai iau un sac de pâine. Dacă e ieftin, iau. Deci, și atunci ce vor face? Am văzut și deja în România, vor plăti, ca și în timpul pandemiei, de la stat, jurnaliști, tot felul de pisifene, tot felul de coțofene, tot felul de cuconițe și fătuci, blogiste, corespondente, jurnaliste și jurnaliste și gurnaliste, ca să facă, să convingă poporul român, nu știu, să economisească. Hai să vă dau un exemplu de imbecilitate statală. Știți în ce rahat este poșta? Deci dacă există la ora actuală o instituție bătrână, ruginită, concurată violent decât de DHL, de, nu știu, de fan curier, de toate aceste firme, este poșta, care are, sigur, foarte multe sedii de ale statului, dar nu oferă nimic. Deci dacă, de exemplu, vreau să cumpăr o carte pe ocazii roșii, vânzătorul îmi spune că o pune la poștă, îl sun și spun, domnule, am înnebunit, ca dacă o pui la poștă, trebuie să mă duc până la palatul telefonilor, să ajung într-o hrubă și să-mi dea carte să dau bani. Puneți-o la, nu știu, un firmă de curieră și plătești, vine și mă găsește. Și pe, am fost la oficiu, Calea Victoriei, și acolo era o poză, un afiș mare, frumos, colorat cu desen, că pe următoarea a poștei, că în timp ce vă săpuniți, și arăta niște mâini pline de săpun și un robinet, închideți robinet. Se mai te la spectator, vă imaginați dacă la fiecare oficiu, în primul rând, au comandat un afiș. Cineva lua parale, da? Ca să-l conceapă, da? După asta l-a tipărit. Cineva a luat parale, tipografia, ca să... După asta îl pune. Deci a costat poșta, în loc să-mi ia biciclete, cum am văzut în Occident, adică ele au biciclete care au din spate un fel de... cu două, încă două roți cu care trage. Nu. Nu să facă biciclete. În loc să-l ia la ăștia tenis și ăștia, uniforme, că n-au uniforme, adică sunt toți fistichii și, cum să zic, au făcut afișe să ne săpunim. Bun, deci așa va fi, așa zisa raționalizare va costa statul român cu dublu, pentru că va plăti pe rupte pentru asemenea șmecherii, când
lucrul este simplu. Crești prețul apei și omul nu mai lasă să curgă robinetul. Lasă să curgă robinetul că este. Sau o raționalizez. Aia am zis, aveți să vedeți, o să vedeți cum vor plăti statul ca să vină tot felul de șmecheri, influenceri și o să spună eu astăzi nu m-am spălat pe dinți și mă simt mult mai bine. Deci eu astăzi am închis robinetul în timp ce mă săpuneam. A, când te, era că la mâini, da, când faci duș, și când faci duș, te săpunești, te închizi ăla, da? Bun. De asta am avut, de asta am explicat, e greu să explic, adică eu, cum în calitatea mea de comunist, am învățat un lucru despre capitalism. Acolo, mecanismul capitalist. Ce e aia că hai să vedem, să convingem populația și este cool să nu purtăm ciorapi pentru că ciorapii costă și, cum să zic, să punem niște săculețe la fundul vacilor ca atunci când trag pârțuri să nu strice natura. Ce sunt prostii, ca și aia, domnule zice, românii aruncă hârtii pe jos. Că nu hârtii pe jos, găsim o modalitate să-i le dăm amenzi. Nu, trebuie să-i convingem. Și atunci ne costă mai mult decât coșurile alea, când sau românii se duc în tufiș și fac treaba, treaba mică, mare. Păi foarte simplu, faci toalete publice, da? Eu la Găgești Deal, în Găgești, Bolotești, este apă curentă și eu am la Găgești Deal. Păi în timpul verii nu există apă curentă la mine ni se dai cu tunul sus în deal. De ce? De 10 ani. Pentru că aia din vale își udă grădinile. Sunt două soluții. Să-i amendezi pe aia, ceea ce nu, e, ce nu face primăria, sau să, potrivit statului român, să facem afișe. Afișe nu mai consumă, trebuie consumă apă. Mă rog, am un din ăla un bazin și dau drumul la bazin. Na. Bun. Al doilea subiect, Ionuț Cristache m-a sunat să-mi atrag atenția că în evenimentul zilei s-a făcut o știre din un dialog al nostru despre ne-am imaginat noi ce se va întâmpla când va ajunge Mircea Geoană președinte, pentru că el este candidatul lui Dan Voiculescu și al trustului Antena, cu precădere Antenei 3. Și eu am spus că în acel moment Radu Tudor va fi nou șeful Consiliului Prezidențial, va fi vicepreședinte al României, o să înființeze pentru el, Gâdea va fi șeful biroului de presă și Antena 3 va fi declarat post unic prezidențial. Și am zis, pup! Și aia de la evenimentul zilei au zis, pup TV. Ia să vedem, pup TV al lui Dan Voiculescu. Deci, Geoană președinte. Da, da. Nu. Geoană președinte. Cum zicea Zoe, mai țineți minte, din scrisoarea pierdută, zice, îi spunea lui Cațavencu, ești candidatul meu, deci ești și candidatul Fane și candidatul bărbatul meu. Da. Așa cred că i-a zis Dan Voiculescu lui... Aoleu, mă băgați în din astea, păi o să le dăm satisfacție celorlalți că ne luăm de Voiculescu acum. E candidatul, m-am criticat, a zis, ești... Nu, doamne, e candidatul lui Radu Tudor, de ce... Ei, nu, e candidatul lui Voiculescu, Radu Tudor. Vrei să fie primit. Păi, dar de ce nu e candidatul PSD-ului? Ce, are PSD un candidat mai bun? Doamne ferește, nu, Ciolacu cred că se spânzură decât să fie candidatul lor. Bine, Ciolacu trebuie să îi se dea voie să candideze în primul rând. Nu, el nu vrea. Păi nu vrea. Păi da, dacă există vreun om, niște oameni neinti sau cum să... speriat, neliniștit de perspectiva că Geoană să ducă președinte, sunt cei din PSD pentru că el e de-al lor. Uh-huh. Mai degrabă îl pun pe Ciucă. Aoleu, păi nu, altă... Nu ați înțeles, deci... Da. În momentul în care ajunge el președinte și aduce toată echipa, îl pune pe Radu Tudor prin vicepreședinte la PSD sau Gașca. Uite, la Cotroceni când ajunge... Nu, pune șeful cancelariei. O să fie această udrea a lui Geoană. Cred că vor declara Antena 3 post unic.
Da. Nu mă exprim că după aia o să zică că m-am luat de vechi colegi, parcă și vă. Dar eu nu m-am luat de vechi, sunt un bătân. Post unic? Da, post unic cu P, U, P, U, prezidențial, PUP. Hai să trece. PUP TV. Nu înțeleg nimic, pe cuvântul meu. Ce bună e asta, PUP TV. Probabil că... Da, deci... Probabil că sunt o postie. Joana, nimic nu vă convine, domnule, la ăștia. Joana, nu, Ciolacu, nu. Vreți cu Rafila? Rafila începe să crească, urcă și el. Blanco, scuză-mă. Da. Probabil că unii dintre noi se întreabă, domnule, dar ce am eu cu Mircea Geanu? N-am nimic, l-am sprijinit, îl cunosc, îl știu. Au fost și momente când chiar m-a rugat să îl ajut, da. Însă, felul șmecheresc, două lucruri mă enervează în ceea ce face el. Unu, faptul că este candidatul lui Dan Voiculescu și vreau să fie candidatul poporului român, nu al unui mogul. Și doi, faptul că folosește postura sa contrazicând regulamentul NATO de secretar general din NATO ca să stea numai pe România și să vorbească în numele NATO. Eu repet, aveam o părere mai bună despre NATO, normal era ca cineva să-l cheme și spună, domnul Toarșu, domnul, stați un pic, Matali e secretar general NATO pentru toată Europa, du-te și spune asta și eu. Dacă ați observat, el nu a fost nici într-o altă țară decât România. Deci el este secretar general al NATO numai în România, că normal ar fi să ducă și în Olanda și în Belgia. Nu, în România și de regulă la Antena 3. În, se trezește el, bă, vreau și eu să intru la Antena 3 să vorbesc. Deci mie mi s-ar fi părut normal ca la fel ca și în România să se ducă și la francezi și la englezi și la ăla să le vorbească în calitate de secretar general NATO. Bun. Mi-a trimis Cora Muntean o poză cu Maia Sandu împreună cu Coruța Chiovi și sunt unul din cei care susțin că procurorul Odruța Chiovi și va candida. De exemplu, prezența ei la Chișinău mi se pare că face parte tot din... din campanie. Vă spun de ce. Moldova nu este în Uniunea Europeană, deci area de acoperire a postului Codruței Chiovici nu atinge Chișinău. Deci în consecință te poți duce la Sofia, ea, la nu știu unde vreți, la că nu toate țările membre ale Uniunii fac parte, au acceptat procurorul ăsta, funcția de procuror anticorupții cei la un procuror general al Uniunii Europene, dar a te duce la Chișinău, care n-are nicio... Are, mă rog, candidează, nu știu. S-a înscris la candidatură. Deci este clar că, pe de o parte, se ia și ceva din gloria Maia Sandu și, pe de altă parte, noi să aflăm românii că ea există, că dacă se ducea în Finlanda, dădea de tantea aia, premiera aia, care era cu blugi rupți în fund și era foarte cool. Bun. O altă fotografie este o înfățișează pe domnul Bote pozându-se cu Comisara Europeană pe Afaceri Interne. Primul lucru pe care remarcă e faptul că ea e de la țară. De ce? De ce? Pentru că comisarii ăștia sunt din diferite țări. Cum e și doamna Văleanu la asta, cum a fost și Corina Crețu. Doi, domnul Bote, Bode, ministrul de interne, s-a întors de la Bruxelles tot ud de fericire că tovarășa Ilva asta i-a promis că ne va ajuta să intrăm în Schengen. Eu, unul de 10 ani, știu pe de rost această, cum să spun, această știre. Se duce Ciolacu, se duce Bode la acolo și stă de vorbă cu una, comisar. Și ce să zică și ea? Plus dacă i-a zis, domnule, o să vă ajutăm și intrăm în Schengen. Nu intrăm pentru că noi nu intrăm în Schengen, nu că nu vrea comisar alu Pește, că nici e dintr-o țară. Nu intrăm în Schengen pentru că se opune Olanda,
care la, în spatele ei sunt marile puteri europene și care nu vor să intrăm în Schengen. Deci clișeii din ăstea s-a dus în vizită nu știu care și când Ciolacu, tot așa, i-a promis lui Ursula, nu știu. Și vine aici, dă o țină o conferință de presă și noi zicem, băi, intrăm în Schengen. Nu, nu vom intra în Schengen, dar... Bun. Premierul Poloniei a avertizat pe ucraineni să recunoască crimele împotriva polonezilor comise în al doilea război mondial. Eu v-am mai spus. Ei, ucrainenii, au fost, nu toți, o parte, atât de fasciști încât l-a neliniștit și pe Hitler. Vă spuneam de cazul mamei lui Vasili Grossman, care a murit împreună cu căsăpită împreună cu 32.000 de evrei dintr-o localitate din Ucraina. A fost răi de tot. Nu știu. Dar acum nu-și mai amintește nimeni. Nu-și mai amintește nimeni de Bandera. De la... Deci băieții de la Azov, da? Erau niște fasciști ordinari, da? În România, dacă vorbești de Antonescu, riști ați văzut. Te iau ăștia la, cum să zic, te dă un judecată, te dă păduchele, da? Dacă vorbești de Cornelul Zelea, Codreanu, imediat sare presa lumii și în România este o tendință de reabilitare a fascistului Antonescu. Ion Antonescu n-a fost fascist, a fost militar, sigur aliat cu Hitler. Dar presa lumii a uitat de bandele chiar naziste, chiar fasciste care erau în Ucraina. Bun. Sau am uitat de crimele pe care le-au făcut. Deci în momentul în care ei au intrat nemții în Kiev și apoi au cucerit, ucrainenii, marilor majoritate, au trecut de partea nemților și au fost fasciști. Mare, foarte mulți din ei, nu antiruși. Fasciști, antisemiți, progromuri, au belit o spânzură. Și inclusiv pe polonești, pentru că Lviv era, pentru că erau și cetățeni polonezi. De noi nu mai spun ce ne-a făcut, dar mă rog, având în vedere că Ilie Pintea, care are slană și dadă și nană, s-a dus la Cernăuță în calitate de corespondent de război, el îi zice, burde acolo, prin satul mare, Baia Mare, la urmă, este ceva groaznic. Sunt câțiva din corespondență ăștia, era de România Actualități, atât de prăfuiți, atât de sleniniți, atât de înițăriți, dacă se vede, din provincie și, bă, ăsta este fruntea. Mai sunt vreo câțiva, repet, nu transmit din provincie, din județele lor, nimic critic, nimic interesant. Sunt știri de genul, la o grădiniță e o educatoare bună. Bun, și... Eu n-am înțeles, eu nu spun acum că se... De ce? Pentru că ei locuind acolo, bunicindu-se acolo, puindu-se acolo, stabilindu-se acolo, ei sunt deja acolo, ei au devenit provinciali, sunt supuși președintelui Consiliului Județean. N-am văzut o corespondență din județe critică la adresa orașului, primarului respectiv. Nu, și numai știri din ăstea, dar din ăla ultra pozitive de gazetă de perete, groaznice, adică nici măcar știri, nu știu, unul care, nu știu ce, merge pe bicicletă, nu, era azi, că unul care are motocicletă și are 99 de ani, bun, și erau știri dacă murea pe motocicletă. Din ăla groaznice, da, mă rog. Cora mi-a trimis și văd așa o filmuleț de la o manifestare, mi se pare că din Parcul Izvor, LGBT, și eu vă dau dumneavoastră pentru că unul de pe scenă strigă jos capitalismul și aia strigă jos capitalismul, apoi strigă jos patriarhatul, jos. Deci ați vedeți și vă o să vedeți dumneavoastră cât de negioabă este o mulțime. Te zici, păi ce? Jos capitalismul! Jos capitalismul! Da? Bă, spuneai, dacă strigai și jos Iohannes, strigai era la fel. Dar hai să vedem așa ca să vă distrați. Mulțumesc, la revedere!
Încă o dată dăm dovadă că suntem puternici împreună. Iată de ce și mesajul din acest an de la Accept era Stand Together, pentru că împreună reușim întotdeauna. Uitați-vă aici ce frumos colorați sunteți, din diferite etnii, din diferite religii, din diferite orientări sexuale, din diferite identități de gen. Queer, power, feminist, anticapitalist, jos capitalismul! Jos capitalismul! Jos patriarhatul! Jos patriarhatul! Acum, mic down.